Tânărul venise la Constanța însoțit de câțiva prieteni și a vrut neapărat să vadă marea. Bărbatul era originar din Maramureș și stabilit în București și nu a venit până acum la mare. Prima baie în mare a fost însă și ultima. A intrat în apa rece, a înotat câteva sute de metri, iar prietenii au pierdut urma. Aceștia au alertat echipajele de urgență. Am fost solicitați prin Serviciul Unic de Urgență 112 să intervenim pentru căutarea și recuperarea unei persoane necate de sex masculin, în vârstă de 26 de ani, care în jurul orei 16:30 ar fi intrat în apă să facă o baie. Se pare că ar fi notat cam 200 de metri către digul din stânga mea, după care a dispărut. La fața locului au ajuns și scafandrii de la ISU Dobrogea, care au efectuat căutări circulare. În tot acest timp, prietenii tânărului au stat pe malul mării și s-au rugat ca acesta să nu se fi înnecat. E bună direcția, ta vreme că bate vântul cu puterea statului de mare și direcția nu e bună. Și plus că atât de departe nu... Cam același lucru cred și eu. Echipajele de salvare vor continua căutările atât timp cât condițiile meteo și cele de vizibilitate le vor permite. Dacă trupul tânărului nu va fi găsit, căutările vor fi reluate.